Data trecută, în studiul nostru în Isaia, am fost în Isaia 56, de la versetul 9 la versetul 12, am văzut indignarea lui Dumnezeu față de poporul său, întâi față de liderii poporului, apoi în capitolul 57, până la versetul 13, am văzut vinovăția întregului popor și reacția de indignare și de mânie și mâhnirea lui Dumnezeu față de popor, nu doar față de preoți și de lider, ci față de întreg poporul, Israel. Și am văzut că problema principală, dincolo doar de comportamentul lor păcătos, dar problema principală care este cumva rădăcina acestui comportament a poporului Israel, dar și al nostru, este problema idolatriei. Din cauza că avem tot felul de idoli în viața noastră, tot felul de alte loialități în afară de Dumnezeu, tot felul de lucruri față de care, într-un fel sau altul, ne închinăm, aceasta ne duce la un comportament păcătos, ne duce la o depărtare de Dumnezeu și, în mod inevitabil, asta va însemna că felul nostru de a trăi va fi un mod păcătos. Acum în Isaia 57, de la versetul 14 la versetul 21, vedem planul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu pentru poporul său, dar de asemenea pentru noi, la pocăință. Dumnezeu nu vrea să-și lase poporul în această stare. Dumnezeu are un plan și o chemare față de poporul său, încât poporul, cei răscumpărați al lui Dumnezeu, să se întoarcă către el cu pocăință. Și în această dimineață vrem să vedem care este problema pocăinței, dar în același timp vrem să vedem care este planul pocăinței și cum arată o pocăință adevărată sau care sunt semnele sau efectele unei pocăințe adevărate. Problema, sau de unde pornește problema aceasta a pocăinței, este aici. Căci așa vorbește cel prea înalt și cel prea înălțat, cel ce trăiește veșnic și al cărui nume este sfânt, eu locuiesc într-un loc înalt și sfânt. Problema cu care trebuie să ne confruntăm în această dimineață și problema cu care trebuie să se confrunte orice om este realitatea că Dumnezeu este sfânt. Și ca să înțelegem corect acest concept de sfânt, ni se dă un indiciu în textul nostru. Și indiciu este un indiciu locativ. Așa vorbește cel prea înalt. Și apoi ni se spune, eu locuiesc într-un loc înalt și sfânt. Faptul că Dumnezeu este sfânt înseamnă că El este distinct. El este departe. El este separat și deasupra a tuturor lucrurilor. Sfințenia lui Dumnezeu nu este doar calitatea lui morală. El nu este doar cineva care este foarte, foarte bun, mai bun ca mine și ca tine. El este distinct de mine și ca tine. Eu pot face lucruri bune, El este bun. Eu pot ca să am momente în care iubesc și exercit dragostea, El este dragoste. El este în altă categorie, în altă clasă. El este departe și deasupra a ceea ce suntem noi sau putem fi noi. El este creator, noi suntem creatura, da? El este într-un loc prea înalt. Limbajul acesta de superlativ, cel prea înalt și prea înălțat, cel care este într-un loc înalt și sfânt, ne comunică nouă că Dumnezeu nu este ca și noi. Dumnezeu este deosebit, este sfânt, este unic. Nu este sfânt doar în faptele sale, dar mai ales știm că Dumnezeu este sfânt, adică unic și total distinct de creația sa în atributele sale. Noi avem în limba română expresia a fi la înălțime. Dar ni se spune despre Dumnezeu că este mai mult decât a fi la înălțime. Dumnezeu este prea înalt și cel prea înălțat. Dumnezeu este perfect în toate atributele sale și în toate acțiunile sale. Tot ceea ce este Dumnezeu și tot ceea ce face Dumnezeu este absolut desăvârșit și perfect. Și El este vrednic datorită acestui caracter și datorită acestui comportament desăvârșit,
El este vrednic de toată slava care o primește. I se cuvine toată slava și de aceea se spune, El este cel prea înălțat, adică cel slăvit. Toată natura, toate făpturile care există ar trebui să îl proslăvească. Îngerii nu au altă misiune decât să îl proslăvească pe Dumnezeu. Noi nu avem altă menire, da? Sau menirea noastră principală este să îl proslăvim pe Dumnezeu. Raportul omului față de Dumnezeu este sau ar trebui să fie unul unic. Ar trebui să avem o relație cu Dumnezeu unică, cum nu avem cu nimic altceva. Pentru că Dumnezeu este unul unic, este unul sfânt. Prima poruncă din cele 10 porunci din Decalog ne spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Prin aceasta ne arată importanța relaționării corecte față de Dumnezeu. Această relație care trebuie să o ai cu Dumnezeu o poți avea doar cu El. Nu poți avea relația aceasta, raportul acesta care îl cere Dumnezeu și cu alte persoane sau și cu alte lucruri. Este o relație, o relaționare unicată. Ori ai această relație unică cu Dumnezeu și nu mai ai cu nimeni altcineva și nimic altceva, ori dacă o ai și cu alte obiecte sau persoane, atunci nu o ai cu Dumnezeu. Dumnezeu nu își împarte această relație care în multe locuri, așa cum am văzut și în mesajele anterioare, El o prezintă asemenea cu o relație conjugală. El nu îți permite, dacă vrei ca să fii într-o relație cu El, să ai o asemenea relație cu altcineva, să dai slavă altcuiva sau la altceva, să dai admirație și dragoste, dragoste precum o dai lui Dumnezeu. Există feluri de dragoste și felul de admirație care le poți da și altor oameni sau altor lucruri. Nu este nimic rău în a-ți iubi soția sau soțul sau copiii. Dar este un lucru extrem de rău, extrem de păcătos, extrem de catastrofal să-ți iubești soția precum îl iubești pe Dumnezeu. În momentul acela în care iubești oricine altcineva sau orice altceva așa cum ar trebui să-l iubești pe Dumnezeu, nu mai ești în relația corespunzătoare cu Dumnezeu. Dumnezeu cere un devotament, o dragoste, o loialitate singulară pentru că El este unicat. El este sfânt, El este deasupra și distinct de toate lucrurile. Și problema este că noi nu suntem sfinți. Adică nu suntem la înălțimea standardului lui Dumnezeu. Această realitate a faptului că nu suntem ce ar trebui să fim este cea mai mare problemă a omului. Și datorită acestei realități, spune Dumnezeu prin prorocul Isaia, că pentru cei răi, adică pentru noi, pentru omul firesc, nu este pace, nu există pace, zice Domnul. La ce se referă Dumnezeu când spune că pentru omul rău, în starea lui naturală, păcătoasă, nu există pace? Are în vedere, cred, cel puțin două aspecte. În primul rând, nu există pacea lăuntrică care o caută fiecare om. El are întotdeauna, omul firesc, o stare de tulburare. Pentru că el este într-o stare necorespunzătoare. El simte în fiecare moment că nu este ce ar trebui să fie. Că ceva este greșit, alterat, distrus în lăuntrul lui. El știe că ar trebui să fie altceva. Și datorită acestei cunoaștere, datorită acestei realități, că nu sunt ce ar trebui să fiu, nu pot avea pace lăuntrică. Și mulți oameni încearcă să năbușe această realitate prin diverse lucruri, prin plăceri, prin realizări, prin... Și ajung la finalul vieții și realizează că tot nu au pace. Tot nu au împlinire, pentru că nu poți avea o adevărată împlinire, o adevărată pace, decât atunci când ești ce ar trebui să fii. Atunci când ești cu adevărat, când îți îndeplinești menirea pentru care ai fost creat. Ni se spune despre cei răi, despre cei păcătoși, că ei sunt ca marea agitată, care nu se poate liniști și ale cărei valuri aruncă numai noroi și mâl. Aceasta este viața alterată de păcat. Ea este descrisă prin agitație, este descrisă prin lipsă de liniște, este descrisă prin frustrare. Să vă spun, momente de frustrare, oricât de bine vă merge, totuși sunteți frustrați. Ți-ai propus ceva, ai realizat și la final tot nu ești fericit, tot ești frustrat. Cel mai mic lucru îți poate frustra cea mai mare realizare. Plină de eșec,
de distrugere. Te uiți în jurul vieții tale și oricât de mult te lupți, te uiți la viața ta și îți dai seama că nimic nu merge cum ai vrea tu să meargă. Căsnicia ta nu este cum o vrei tu, cariera ta nu este cum o vrei tu, relațiile tale nu sunt cum le vrei tu și mai mult decât orice, când privești sincer în oglinda vieții tale, în oglinda inimii tale, tu nu ești cum ai vrea să fii tu. Asta este viața omului firesc, omului natural. În același timp, lipsă de pace din considerente externe, pentru că omul firesc se află într-o vrăjmășie cu Dumnezeu. El este într-o stare de dușmănie, de război împotriva lui Dumnezeu. Omul nu are pace pentru că se află într-un război împotriva lui Dumnezeu. Și atunci cum să ai pace când știi că viața ta este într-un primejdiu continuu? Eu sunt pasionat de istorie și îmi place să citesc foarte mult, mai ales despre al doilea război mondial. Și când citesc despre, de exemplu, momentele acelea înainte de bombardamentele care s-au întâmplat în al doilea război mondial. Am citit după bombardamentul care s-a întâmplat la Pearl Harbor, când japonezii au bombardat pe americani în Hawaii. Americanii erau așa de speriați că ar mai veni încă un bombardament, că a zis, măi, asta a fost inițial și mai trebuie să vină. Ei nu sunt satisfăcuți doar să bombardeze această bază, cu siguranță vor vrea ca să bombardeze și alte locuri în țară. Încât toată coasta de vest, de fapt până la mijlocul Americii, pentru un timp îndelungat, când se însera, trebuia să fie toate becurile stinse. N-avea voie să-ți aprinzi farurile la mașină. N-avea voie să ai o lumânare în casă. Că atunci când avioanele japonezilor, când se gândeau ei, ar veni să bombardeze, să nu vadă unde să bombardeze. N-aveau radar atunci, n-aveau alte tehnologii. Și imaginați-vă oamenii aceia știind că ei sunt într-un război. Știind că este cineva, o putere militară fantastică, care în orice moment ar putea să vină și să-i bombardeze. În această stare stă omul care știe că este în război cu Dumnezeu. El știe că în orice moment, inamicul lui poate să vină să-l bombardeze. Și inamicul lui este Dumnezeu. Și are toate resursele necesare. Este cea mai puternică ființă care îți poți închipui. El te poate nimici doar clipind odată. Doar zicând un singur cuvânt. Cum poți avea pace și liniște când tu știi că ești într-un constant primejdiu? Când știi că în orice moment poți muri și ajungi în fața judecătorului? Omul firesc, omul păcătos, nu poate avea pace pentru că în mod obiectiv el are o problemă externă, are o vrășmășie, o dușmănie, un război care se poartă cu Dumnezeu și știe că se află în pericol. Isaia spune, Dumnezeu spune prin Isaia, nu voi certa pe vecie și nu voi fi pentru totdeauna mânios. Remarcă aceasta despre omul care se pocăiește, dar trebuie să remarcați de aici că starea omului când este nepocăit este o stare de neîmpăcare cu Dumnezeu, este o stare de ceartă cu Dumnezeu și înseamnă că Dumnezeu este mânios pe tine. Scriptura ne spune în Psalmul 7, versetul 11, dacă nu greșesc, că Dumnezeu este mânios tot timpul împotriva celor păcătoși. Ideea aceasta că Dumnezeu iubește pe toată lumea și Dumnezeu este un Dumnezeu doar al dragostei. Nu este adevărat. Biblia nu vorbește în termeni acestea. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este dreptate. Că Dumnezeu iubește ceva, iubește dreptatea Lui. Iubește sfințenia Lui. Și datorită faptului că noi nu suntem sfinți, mânia Lui se revarsă împotriva noastră. M-a mâniat, spune, din cauza păcatului lăcomiei. Și aici păcatul nu era evident doar lăcomia, este o frază care indică că ei erau lacom după păcat. Nu mai puteau să nu păcătuiască, nu mai aveau nicio limită, vroiau să facă tot ceea ce este păcătos. M-a mâniat din cauza păcatului lăcomiei. L-am pedepsit și de mânie mi-am ascuns fața. Trei observații despre efectele păcatului din acest verset. În primul rând, păcatul provoacă mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, păcatul provoacă și atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, păcatul provoacă sau atrage lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și în absența pocăinței, aceste trei efecte, mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu și lipsa prezenței lui Dumnezeu, devin permanente. Dacă până la capătul vieții tale, această problemă a păcatului nu este rectificată, dacă relația între tine și Dumnezeu nu este rectificată,
mânia lui, pedeapsa lui și absența prezenței sale devin o stare permanentă pentru tine în viața de dincolo. Isaia ne spune că datorită păcatului nostru, noi suntem în această stare. Și această stare este descrisă de el în acest pasaj în diverse feluri. Ni se spune că suntem certați cu Dumnezeu. Apoi ni se spune că Dumnezeu este mânios pe noi din cauza păcatului nostru. Ni se spune că ne aflăm sub pedeapsa lui Dumnezeu. Suntem deja sub pedeapsa lui Dumnezeu dacă suntem într-o stare de nepocăință. Ni se spune că suntem lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu este prezent acolo sau în momentele în care tu ești nepocăit, pentru că El este omniprezent. Ci înseamnă că nu beneficiem de acea prezență relațională. Ai fost vreodată certat cu soția ta, de exemplu? Și ești în aceeași cameră, de-aia nu te bagă în seamă. Și întoarce spatele. Tu ai simțit prezența ei, știi că este acolo, dar ai fi preferat să nu fie acolo, nu-i așa? Pentru că așa de rău te-ai simțit în prezența ei, mai ales dacă ai fost tu vinovat, se întâmplă, fraților, mai greșim și noi, încât ai fi vrut să nu fie acolo, să te lipsească de acea prezență. Despre acest fel de lipsă de prezență este vorba. Eu discutam aseară cu Ivi a avut o săptămână mai tumultoasă, mai păcătoasă și Anca a zis, trebuie să discuți cu Ivi, nu se mai poate, trebuie să ai o discuție tată-fică. Și aseară, în sfârșit, am avut o discuție, pentru că ea a tot amânat și am zis, trebuie să avem o discuție. Și stăteam în pat, unul în fața celuilalt, să discut cu ea și eu nu spuneam nimic. Mă uitam doar la ea. Și la un dat Ivi spune, nu mai suport să te uiți la mine. Dar de ce? Mă doare pentru că știu ce am făcut. Dar exact aceasta se întâmplă. Când noi suntem într-o stare de nepocăință, nu mai simțim prezența aceea relațională a lui Dumnezeu care vrem să o simțim. Simțim lipsa dragostei, simțim lipsa bunătății. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este pretutindeni. Asta înseamnă că noi nu beneficiem de aspectele bune, frumoase ale relației cu Dumnezeu. Beneficiem doar de mustrare, beneficiem doar de critica lui. La fel cum Ivi în momentele acelea, deși eu nu făceam altceva decât să privesc asupra ei, să simțea mustrată. Nu mai suporta ca să o privesc, pentru că știa că este într-o stare de păcat, o stare de greșeală. Ni se spune apoi că suntem bolnavi când suntem în starea aceasta de păcat. Versetul 18 ne spune că efectul pocăinței și efectul lucrării lui Dumnezeu este că El ne va vindeca. Ne va vindeca de boala aceasta a păcatului. Ni se spune că suntem pierduți. De aceea, un efect al pocăinței, un efect al mântuirii este că El ne va călăuzi. Și apoi ni se spune, așa cum am văzut, că suntem într-o stare lăuntrică, dar și obiectiv externă, în care ne lipsește pacea. Nu vom avea liniște și pace cât timp nu suntem împăcați cu Dumnezeu, cât timp n-am rezolvat problema pocăinței. Care este soluția? Da? Care este soluția la această mare problemă? Că Dumnezeu este sfânt, că noi nu suntem și datorită păcatului nostru ne aflăm în această stare. Soluția este pocăința. Și Dumnezeu a alcătuit un plan pentru mântuirea poporului său. Am văzut toți împreună în Isaia 53 felul în care Dumnezeu a hotărât ca să pună în practică acest plan. Să răscumpere pe poporul său prin jertfa fiului său. Și dacă vă uitați cu atenție, tot ceea ce am văzut noi acum că sunt efectele negative ale păcatului, în Isaia 53 vedem că consecințele lucrării lui Hristos dezleagă aceste efecte negative ale păcatului. De exemplu, Isaia 53:4 ni se spune, într-adevăr, El, de aici înțelegem Hristos, a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Problema bolii păcatului, bolnăviei noastre din cauza păcatului se rezolvă în Domnul Iisus Hristos. Capitolul 53 cu versetul 5. Pedeapsa care ne dă nouă pace era peste El. Dacă noi este să avem pace cu Dumnezeu, aceasta se poate face doar prin intermediul Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 6. Noi
Rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum, dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Deci, datorită păcatului, noi rătăcim. Cum suntem întorși înapoi la Dumnezeu, să fim spre drumul care duce spre Dumnezeu și nu departe de Dumnezeu? Păi păcatul nostru trebuie rezolvat. Și atunci când păcatul nostru este pus asupra lui Hristos, noi nu mai suntem rătăciți, ci suntem reuniți cu Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 8. A fost luat prin forță și judecată nedreaptă. Dar cine din generația sa s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru nelegiuirile poporului meu? Pedeapsa care noi am meritat. Pedeapsa care ne spune Isaia, ne-a spus Isaia, ne spune Dumnezeu prin Isaia, că se cuvine celor care sunt într-o stare de păcat, cade asupra lui. Toate efectele negative, toate consecințele păcatului, dacă citiți cu atenție, sunt derulate, sunt date înapoi prin jertfa Domnului Iisus Hristos descrisă în Isaia 53. Rămâne totuși întrebarea, cum este aplicat acest plan al lui Dumnezeu, acest plan realizat prin Fiul lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, în viețile celor răscumpărați. Înțelegem că există un plan din veșnicie, înțelegem că acest plan la un moment dat este dezvăluit în Vechiul Testament, înțelegem că la Golgota Hristos vine și îndeplinește acest plan, dar cum ajunge acest plan o realitate în viața noastră? Priviți ce spune Isaia în versetul 11 din capitolul 53. La sfârșitul suferințelor lui va vedea lumina și va fi mulțumit. Prin cunoștința sa sau prin cunoștința de el, robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. Isaia ne spune că planul lui Dumnezeu se culminează sau se aplică în viața noastră prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. În Ioan 17, Iisus spune în rugăciunea sa pentru ucenicii săi și nu doar pentru ucenicii săi, în felul următor. Tată, a venit ceasul. Proslăvește-ți Fiul. Și noi înțelegem că această cerere la proslăvire este o cerere care arată spre cruce. Proslăvirea urma să vină după moartea lui. Când a treia zi urma să fie înviat, glorificat și apoi readus la dreapta Tatălui în slavă. Proslăvește-ți Fiul ca și Fiul să te proslăvească pe tine. De vreme ce i-ai dat toată autoritatea peste orice făptură ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică, conform planului lui Dumnezeu, este aplicată prin două lucruri. Prin moartea Domnului Iisus Hristos, pentru toți cei care au fost dați lui de Tatăl, și prin aplicarea acestei jertfe, prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Așa ajungem noi să fim beneficiari acestei jertfe a Domnului Iisus Hristos, pentru că planul lui implică nu doar moartea Domnului Iisus Hristos, ci ajungerea noastră ca să cunoaștem această realitate. De aceea și Isaia ne spune în capitolul 57, cu versetul 13, dar cel ce se încrede în mine, sau cel ce caută refugiu în mine, dacă ne uităm în noua traducere, va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Este nevoie ca să ai încredere în Dumnezeu, să ai credință în Dumnezeu, ca să fii parte din țara Lui și să fii parte din templul Lui, să fii în prezența Lui. Și această cunoaștere nu este doar una teoretică. Este o cunoaștere reală, este o cunoaștere vie. Da? Este o diferență între cunoașterea pur teoretică și cunoașterea reală, experiențială. Dacă, de exemplu, vă întreb, cunoașteți Parisul? Dacă vă întreb orice copil, cum să nu am învățat despre el la școală? Dar asta este diferit între a spune că cunosc Parisul pentru că am fost acolo. Pentru că poate am trăit acolo, da? Ani de zile și cunosc Parisul. La fel cum dacă spun, cunoașteți pe președintele Americii? Pe cum să nu l-am văzut la televizor?
Și asta este total altceva dacă zic că îl cunosc pentru că este un prieten bun de familie și am copilărit împreună. Nu am făcut asta, dar doar vă dau un exemplu. Este o cunoaștere relațională prin experiență și o cunoaștere doar teoretică. Și cunoașterea despre care se vorbește este una reală. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod relațional. Este o cunoaștere într-adevăr despre Hristos. Nu poți avea o relație cu Hristos dacă nu știi cine este. Nu poți crede că Hristos este un înger și stai cu adevărat o relație cu El. Nu poți crede că Hristos nu este divin și să ai o relație cu El. Înțelegeți? Trebuie să știi despre El ca să ai o relație cu El. Dacă cineva, de exemplu, ar spune că mă cunoaște pe mine și ați întrebat ceva despre El, bun, și ce știi tu despre Mihai? Și el nu știe nimic despre Mihai, dar spune că este cel mai bun prieten al meu. Stai un pic, nu e așa. Eu îl cunosc pe Mihai și pot să spun cine este, cum vorbește și așa mai departe, da? Pentru că are o relație. Deci, într-adevăr, este o cunoaștere despre Hristos, adică cunoști pe Hristos așa cum este El, cunoști ceea ce a făcut El, dar este o cunoaștere a lui Hristos personală, este o relație cu El, este a privi spre Hristos, a privi în ochii Lui și a vedea cine este El, adică Fiul lui Dumnezeu, a auzi chemarea Lui și promisiunea Lui pentru cei ce se încred în El și vin cu pocăință și a răspunde cu încredere, adică a merge la El și a spune vreau ca Tu să fii refugiul meu. Vreau ca să pun toată nădejdea în Tine. Și lucrul acesta este deosebit de greu de făcut. A răspunde cu credință și cu pocăință față de Hristos este deosebit de greu de făcut pentru că sunt așa de multe obstacole în fața acestei chemări la pocăință. Între noi și cunoașterea lui Dumnezeu stau o sumedenie de obstacole. Și niciun obstacol nu este mai mare și mai greu de trecut peste decât propria noastră inimă. Cel mai mare obstacol de a-L vedea, de a-L crede și de a răspunde cu pocăință la chemarea Domnului nostru Iisus Hristos este inima noastră. Există, evident, și multe obstacole externe, multe încercări, multe alte chemări, alte obstacole care ne opresc, dar cea mai mare este obstacolul inimii noastre. Și Dumnezeu ne spune în acest pasaj că El este nu doar Cel care inițiază planul mântuirii prin Hristos, adică prin jertfa Sa, dar este și Cel care nu doar că inițiază, dar și aplică, dă la o parte orice obstacol, încât această jertfă să fie aplicată și pocăința și credința să fie realizată în viața poporului Său. Priviți ce spune Dumnezeu prin Isaia în versetul 14 din capitolul 57. Construiți, spune El, pregătiți un drum, înlăturați orice obstacol din calea poporului meu. Dar cu siguranță veți spune, da frate, așa este, Dumnezeu construiește, Dumnezeu pregătește, Dumnezeu eliberează un drum, dar face toate acestea pentru că noi am făcut ceva. Va face toate acestea pentru că poporul a inițiat ceva, poporul s-a căit și de aceea Dumnezeu acum eliberează drumul. Pentru că noi poate am strigat către El, am ridicat o mână. Uitați ce spune Isaia, că este rolul poporului, adică rolul nostru, în tot planul acesta. Care este contribuția care spune că o avem noi la planul lui Dumnezeu de mântuire? M-am mâniat, spune Dumnezeu, din cauza păcatului lăcomiei lui. L-am pedepsit și de mânie mi-am ascuns fața. Deci Dumnezeu să mânie pe popor pentru că poporul este într-o stare de nepocăință. Îl pedepsește și ascunde fața față de el în semn de pedeapsă și poporul cu siguranță acum se pocăiește. Uitați ce face poporul. Dar el a continuat răzvrătit să umble pe căile alese de inima lui. Ce face poporul? Două aspecte. Poporul păcătuiește și poporul perseverează în păcat datorită inimii lui păcătoase. În ciuda tot ceea ce face Dumnezeu, în ciuda pedepsei și în ciuda dificultăților și în ciuda tot ceea ce Dumnezeu dezlănțuie peste poporul lui, datorită inimilor păcătoase, ei perseverează în păcat. Jonathan Edwards spunea la un moment dat că singurul lucru care noi l-am contribuit la mântuirea noastră
este păcatul care a făcut-o necesară. Ce se întâmplă? Încât deși Dumnezeu ne lovește cu dureri, noi nu ne pocăim, Dumnezeu ne pedepsește, noi nu ne pocăim, ce se întâmplă încât totuși la un moment dat vine pocăința? Priviți răspunsul lui Dumnezeu la răzvrătirea și indiferența poporului său și la răzvrătirea și indiferența noastră. Versetul 18. Am văzut cum s-a purtat. Am văzut indiferența poporului. Am văzut răzvrătirea lor. Am văzut că în ciuda mustrării, ei păcătuiesc mai mult. Și uitați răspunsul lui Dumnezeu. Am văzut cum s-a purtat, dar îl voi vindeca și îl voi călăuzi. Și voi aduce mângâiere lui și celor ce îl jălesc, creând laudă pe buzele lor, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, eu îl voi vindeca. Dumnezeu privește la răzvrătirea poporului său și în ciuda răzvrătirii lor îl vindecă. Și în ciuda rătăcirii lor, el îi călăuzește. În ciuda suferinței cauzate de păcatul lor, Dumnezeu îi mângâie. Acest dar privește la ei, dar indică că Dumnezeu face ceva în contrast cu ceea ce fac ei. În ciuda lor, nu pentru că ei au făcut ceva, Dumnezeu reacționează așa, ci în ciuda ceea ce au făcut ei, Dumnezeu ia această hotărâre. Ei nu contribuie ceva ca Dumnezeu să ia această hotărâre, ci după buna plăcere a voii sale, el se îndură de poporul său. Dumnezeu este cel care în ciuda răzvrătirii și dușmăniei noastre anunță pace celui de departe și celui de aproape. Anunță că El este Cel care va vindeca boala păcatului nostru. Dragul meu, Dumnezeu este sfânt și când vine vorba chiar și de mântuire, Dumnezeu rămâne sfânt. El nu are colaboratori în planul său de mântuire. Mântuirea este ceva planificată și lucrată în totalitate de Dumnezeu. Din veșnicie, cât și în istorie, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dar și în aplicația ei în viața ta. El este sfânt în tot ceea ce face. Și n-are nevoie de ajutorul nostru. El este Cel care a inițiat și a dărâmat orice obstacol încât să te aducă la cunoașterea lui Hristos, dar nu doar atunci, inițial, la momentul convertirii, ci El este Dumnezeu care de fiecare dată când ne depărtăm de Dumnezeu, chiar copiii Lui fiind, El este Cel care din nou și din nou și din nou intervine. Vede că jobul tău te depărtează de El, te face să-ți pierzi jobul. Vede că prietenii tăi sunt un obstacol, te face să-ți pierzi prietenii. Vede că familia ta te depărtează, te face să-ți pierzi familia. Vede că sănătatea ta este o problemă, te face să-ți pierzi sănătatea. Dumnezeu dărâmă orice obstacol necesar care te-ar depărta de El. Intervine din nou și din nou în viața poporului său, în viața celor răscumpărați prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, încât să lucreze pocăință și credință în viața lor. Care sunt semnele pocăinței adevărate? Aș vrea să privim foarte fugitiv la 7 sau 8 semne ale pocăinței adevărate. Primul semn este cel al credinței. Am văzut lucrul acesta încă din versetul 13. Dar cel ce se încrede în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Nu poți ca să te pocăiești dacă nu crezi. Nu poți ca să vii înaintea lui Dumnezeu în pocăință dacă nu crezi că El există. Ca să vii cu pocăință, trebuie ca să ai credința. Credința provoacă pocăința. Cunoașterea lui Dumnezeu și a-L cunoaște așa cum este El, adică Sfânt, ne confruntă și ne conștientizează. Privim la Dumnezeu și apoi privim la noi. Și fiind confruntați cu sfințenia Lui și cu păcătoșenia noastră, suntem propulsați spre pocăință. Dar numai atât. Ne dă nădejdea iertării încât să avem vreo motivație să ne pocăim. Dacă ne-am crede că Dumnezeu ne iartă, de ce ne-am pocăit? Ieri când am venit, alaltăieri de fapt, când am venit acasă, am ajuns cam târziu. Cum ziceam, Ivi a avut o săptămână mai grea. Și când am plecat în casă, am avut multe lucruri de purtat în casă. Anca a luat mai multe lucruri în brață, eu am luat mai multe lucruri în brață. Casey a fugit repede în casă cu niște lucruri și Ivi a rămas afară pentru că a uitat ceva în mașină. Și eu am tras
ușa de la casă și am lăsat-o pe ea singură afară. Și ea s-a speriat, a intrat în casă nervoasă și mi-a zis ceva foarte urât. Nu repet, pentru că nu se cuvine. Și eu m-am uitat la ea și am zis, ce ai zis? Și a foarte ca, ce ai zis? Și a plecat supărată, plângând, a realizat că a călcat pe bec, a mers la Anca și a zis, uite ce s-a întâmplat. Și Anca i-a zis, du-te și cereți iertare. Nu mă duc, nu pot să mă duc, eu auzeam din camera mare. Dar de ce nu? Că e supărat pe mine și o să zbiere la mine și e foarte supărat pe mine. Și Anca i-a zis, nu, du-te și cereți iertare, eu îți promit că te va ierta. Îl cunosc pe tatăl tău și dacă te duci și îți ceri iertare, te va ierta. Acum, dacă Ivi n-ar fi crezut cu adevărat că dacă vine cu pocăință și cere iertare, eu am să o iert, n-ar fi venit. Dar pentru că a crezut ceea ce i-a spus Anca, dacă vine la mine și cere iertare, va primi iertare, ea a venit la mine, s-a urcat în brațele mele, m-a îmbrățișat plângând și a zis, tate, iartă-mă, am zis o mare prostie. Dacă noi ne-am crede că atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, uite, te vedem sfânt, te vedem desăvârșit, vedem că nu suntem așa, vedem că suntem păcătoși și ne pare rău. Dacă n-am crede că El răspunde dându-ne iertare, de ce am merge? Trebuie să crezi nu doar că El există, ci că El dă iertare celor care vin cu pocăință și credință. Este nevoie ca să ai credință înainte să te poți pocăi. De aceea mi se pare un nonsens oamenii care cer pocăință de la cei necredincioși. Oamenii care cred că întâi trebuie să te pocăiești și apoi ajungi ca să crezi în Dumnezeu și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu crezi, n-ai cum să te pocăiești. Mai este evident că de multe ori acestea vin simultan, credința și pocăința, în viața unui om, că le experimentăm de multe ori în mod simultan, dar întotdeauna credința este cea care impulsionează pocăința. Noi ne pocăim pentru că credem. Pentru că îl credem pe El, pentru că îl cunoaștem așa cum este El și pentru că credem promisiunea Lui. Că dacă venim și ne cerem iertare, El este bun și drept ca să ne ierte în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, ni se spune că adevărata pocăință este a celor oameni care vin smeriți și zdrobiți înaintea lui Dumnezeu. Versetul 15 ne spune, eu, spune Domnul, locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Omul care se pocăiește cu adevărat vine înaintea lui Dumnezeu smerit și zdrobit. El nu vine cu capul sus, el vine așternut la pământ. El vine îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu. El vine apăsat de păcatul lui, realizând că sub povara păcatului său, dacă acel păcat nu este ridicat de pe umerul lui, de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, el este terminat. El este apăsat de simplu gând că Dumnezeu privește asupra lui în acel moment. Cum se gândea Ivi? Tata se uită la mine și este dezamăgit, este supărat de ceea ce am făcut. Omul care vine cu căință, cu pocăință adevărată, vine zdrobit și smerit înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă este deja un copil al lui Dumnezeu, el știe că ceea ce a făcut este urât înaintea lui Dumnezeu. Dar nu rămâne așa. Pentru că un efect al pocăinței, ne spune Dumnezeu în același verset, este înviorarea și îmbărbătarea. Dumnezeu este alături de un asemenea om care vine zdrobit și smerit. Și vine și îl înviorează și vine și îl îmbărbătează. Omul când vine cu povara păcatului său la Hristos, este eliberat de acea povară. El pleacă îmbărbătat și înviorat. El nu pleacă cum a venit. Și după ce te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu-ți mai este frică ca El să privească asupra ta. Nu te mai incomodează știind că El te privește în ochi, pentru că El este acum Tatăl tău care te-a iertat, care nici măcar nu mai ține minte păcatele tale. Apoi, ne arată Dumnezeu prin Isaia că pocăința vindecă efectele păcatului. Versetul 18. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi vindeca, îl voi călăuzi și îl voi mângâia. Pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Pocăința înaintea lui Dumnezeu începe și aduce vindecare a acelor efecte păcătoase. Întâi vindecarea în sensul că ești iertat, dar apoi și efectele păcatului din viața ta încep și sunt vindecate. Nu întotdeauna instant,
Poate ai făcut anumite lucruri în viața ta care vor avea efecte toată viața ta. Dar în orice caz, într-o oarecare măsură, mai mult, mai puțin, mai rapid, mai lent, pocăința adevărată și constantă vindecă efectele păcatului. Vindecă relații, vindecă familii, vindecă căsnicii, vindecă biserici. Pocăința schimbă realitatea care o experimentezi și o trăiești. Nu te pocăiești odată și apoi zilnic și viața ta rămâne la fel de dezastru. Viața ta începe să fie vindecată prin pocăința înaintea lui Dumnezeu. Apoi viața ta este călăuzită de Dumnezeu. În al cincilea efect, îi voi călăuzi și îi voi mângâia. Fiecare decizie din viața ta începe să fie călăuzită și afectată de Dumnezeu. Apoi vedem că această pocăință, ne spune Dumnezeu, nu este ceva care se face singur. Este un proiect comunitar, corporativ. Spune că El va tămădui, va călăuzi și va mângâia pe El și pe cei ce plâng împreună cu El. Prin aceasta înțelegem că pocăința, într-un fel, este contagioasă. Dacă păcatul este contagios, și pocăința este contagioasă. Dacă vezi pe cineva lângă tine că trăiește în sfințenie, ești motivat să trăiești și tu în sfințenie. Dacă faci parte dintr-o biserică unde oamenii se străduiesc să trăiască în sfințenie, vin înaintea Domnului cu pocăință, le pare rău de păcatul lor, se zbat și se luptă până la sânge împotriva păcatului, lucrul acela te va impacta. Îți va da un imbold ca și tu să lupți în acea direcție. Ca și tu să vii și să te pocăiești înaintea Domnului. Pe când dacă trăiești într-o biserică sau într-o comunitate, unde păcatul este luat cu ușurință, unde oamenii trăiesc cum îi taie capul, și tu vei fi motivat să trăiești de asemenea. Pocăința este contagioasă. Apoi pocăiții caută pe alți pocăiți. Când te-ai pocăit cu adevărat, vrei să fii în mijlocul unor oameni care au experimentat și ei pocăința cu adevărat. Pentru că doar ei te vor putea înțelege. Când tu te vezi mizerabil, condamnabil de Dumnezeu, când vezi că ești un nimeni, ești țărână și meriți ca să fii aruncat în iazul de foc, când înțelegi că Dumnezeu, în ciuda meritelor tale sau lipsa lor, te-a iertat, când ți-i scârbă de păcatul tău și când vii în pocăință înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, vei fi un extraterestru pentru oameni care n-au experimentat așa ceva. Ca tare vei căuta o comunitate de oameni care au experimentat și experimentează pocăința. Pocăiții caută alți pocăiți. La șaptelea efect, se spune versul 19, că cei care experimentează pocăința, experimentează ca și efect al pocăinței lauda. Voi pune pe buzele lor laudă. Voi pune laudă pe buzele lor. Pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul. Da, eu îl voi tămădui. Omul care a experimentat iertarea, care a venit cu povara păcatului său înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus din gura lui, ești iertat. Tot ceea ce meritai ca să primești ca și drept răsplată pentru acest păcat am revărsat asupra fiului meu. Nu pleacă de acolo cu gura închisă. Pleacă de acolo lăudând și spunând tuturor, am primit pace, sunt împăcat cu Dumnezeu. Lauda este un caracteristic a oricărui om care a experimentat cu adevărat pocăința și cu adevărat iertarea lui Dumnezeu. Și acesta este al optelea caracteristic, pacea. Pacea. Omul care a experimentat pocăința are pace. Are pacea obiectivă, în sensul că nu mai este în dușmănie cu Dumnezeu, nu mai este în război cu Dumnezeu. S-a dat un decret de pace din partea lui Dumnezeu, dar are și o parte subiectivă. Experimentează acea pace. Trăiește altfel. Este liniștit. Versetul 16 ne spune, nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată. Când înaintea mea cad în leșin duhurile și suflete pe care le-am făcut. O stare constantă de nepocăință te duce la leșin, te duce la o decădere. În același timp, pocăința te duce la înviorare, te duce la pace, te duce la liniște. Tu poți să stai liniștit orice s-ar întâmpla în jurul tău. Da? Orice tragedie, orice încercare. Pentru că știi că ai pace cu Dumnezeu. Pentru că știi că ce te așteaptă este pacea lui Dumnezeu. Este viața veșnică. Ca tare tu poți ca să pierzi chiar și viața de aici și acum. Viața fizică.
și totuși să fii liniștit. Pentru că ai pace în promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, în această dimineață, sper că dacă sunteți copii al lui Dumnezeu, să experimentați proaspăt ceea ce înseamnă pocăință. Să priviți la Dumnezeul nostru sfânt, să priviți la viețile voastre, să privim fiecare la viața noastră și să venim înaintea Lui cu credință și pocăință. Și dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu, sper că în această dimineață, auzând această veste bună, că El este Cel care dă pace celui de departe și celui de aproape, că El este Cel care vindecă, că El este Cel care iartă, că El este Cel care dă credință și pocăință, să vii cu credință înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Să îngenunchezi la crucea Lui și să mărturisești păcatul tău în inima ta și să primești darul iertării. Amin. Amin. Haideți.